Consilierii locale au decis ieri în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal să aprobe oportunitatea construirii de locuințe sociale în cartierul Simileasca. Totodată vor fi asigurate și toate dotările și serviciile publice necesare pentru locuințele înșiruite de pe strada depozitului numerele 9 și 13. Consilierii au solicitat și informațiile necesare care să clarifice unele nelămuriri. M-am uitat pe PUG și în acea zonă nu specifica că se pot construi locuințe, ci doar servicii publice. Și de asta aș vrea să... Păi, tocmai asta aprobăm acum, studiu de oportunitate. E vorba de plan urbanistic zonal. Facem un plan urbanistic zonal. M-am uitat pe PUG. Vorbim de PUG. Anumite prevederi urbanistice din PUG pot fi modificate printr-un plan urbanistic zonal. Ceea ce facem acum. Aprobăm un PUZ pentru modificarea acelei funcțiuni a terenului respectiv. Înainte de a fi discutat în Consiliul Local Municipal, proiectul de hotărâre a fost postat în dezbatere publică pe site-ul oficial al primăriei. Consultarea de hotărâre s-a modificat de legislația comunală de o firmă specializată, firmă care vine în Consiliu și Consiliul confirmă această consultare. Dacă se întâmplă așa. Voi verifica la colegii de la urbanism care au fost etapele procedurale pentru consultare. Proiectul de hotărâre se pregătește această hotărâre prin care Consiliul a aprobat consultarea. Primăria municipiului Buzău a demarat procedurile legale pentru inițierea unei investiții consistente în această zonă și amenajarea de locuințe individuale pentru persoanele aflate în dificultate. În ultimii ani nu s-a construit nimic în acest domeniu, ceea ce a adâncit criza de locuințe sociale din municipiu și a mărit numărul de cereri din partea persoanelor defavorizate. Aceste locuințe vor fi construite în zidărie? Cum? Da, vor fi imobile înșiruite, ca să le spun așa, pe plus 1, dar fiecare cetățean va avea la dispoziție o locuință individuală, pentru că în urma studiilor efectuate, cel puțin după 1990, s-a constatat că persoanele vulnerabile nu s-au adaptat traiului la bloc în locuințe colective, motiv pentru care inițiem un astfel de proiect de locuințe individuale pe strada depozitului. Acolo avem și o suprafață destul de generoasă de teren care ne va permite amenajarea a cel puțin 20-30 de astfel de locuințe. Suprafața totală de teren pusă la dispoziție pentru construirea locuințelor sociale este de aproximativ 5.800 de metri pătrați, iar viitorii locatari vor avea acces către oraș pe străzile Depozitului și Capitan Purchiera Laurențiu.